cele mai interesante subiecte și cele mai bune abordări la lumea obiectiv, Mircea Brătoscu. În această după amiază va avea loc o conferință de presă organizată de secția fotbal a clubului CSM Focșani 2007. I-am alături de mine pe președintele executiv al secției de fotbal, domnul Costel Lazar. Bună ziua! Antrenorul principal al echipei noastre, domnul Octavian Grigore. Bună ziua! Antrenorul secund, domnul Adrian Senin. Bună ziua! Și antrenorul de portare al echipei CSM Focșani 2007, domnul Gabriel Lazar. Bună ziua! Îl rog pe domnul președinte executiv Costel Lazar dacă vrea să înceapă această conferință cu câteva chestiuni importante. Sigur, pentru bună ziua tuturor, celor prezenți și celor care ne urmăresc. Aș dori să încep prin a cere scuze în numele colegului meu, domnul Ionuț Botezatu, pentru că datorită unor probleme personale nu a putut ajunge. Inițial trebuia să ne prezentăm împreună, dar niște lucruri imprevizibile au făcut ca acesta să nu poată fi prezent. Cred că ar trebui să mă prezint încă o dată, pentru că este prima conferință de presă. Am 61 de ani, sunt fost jucător de fotbal, fost membru al cluburilor Astra și Petrolul, actual președintele executiv al clubului CSM Focșani 2007. Îi rog și pe ceilalți să se prezinte, după care așteptăm întrebările dumneavoastră să vorbim concret și punctual. Bună ziua, sunt Octavian Grigore, sunt actualul antrenor principal al echipei. Am fost jucător de primă ligă, 20 de ani, la Petrolul Ploiești. Peste 450 de meciuri în prima ligă, peste 500 de meciuri pentru o singură echipă, pentru Petrol. Ca antrenor am activat la nivelul Liga 3, Liga 2, Liga 1. Am venit împreună cu președintele clubului la Focșani să facem o treabă, sper, pe placul tuturor. Bună ziua încă o dată, mă numesc Adrian Senin, sunt antrenorul secund al echipei CSM Focșani 2007. M-am alăturat acestei echipe, sunt fost fotbalist cu cel puțin 200 de meciuri Liga 1. Am antrenat și la Liga 3 și la Liga 2 ca antrenor secund. Sunt din Constanța și am venit cu chef de muncă, să spunem așa. Bună ziua, Lazar Gabriel, este numele meu, portarul echipei. Profesorul m-a cooptat să rămân în această echipă, ca antrenor de portar, și am acceptat cu drag, prin Focșenean, să ducem Focșean în Liga 2. Începeți cu întrebările, să nu vă povestim noi. Așa mi se pare normal să răspundem întrebările. Dacă îmi permiteți, pe care stau acum, doar ce 24. Chiar aș dori să vă rog să vă prezentați și ce publicație. Exact. Vreau să vă întreb, dar mâine începe campionatul, da? Ați definitivat locul, lotul de jucători, cât jucători ați păstrat și cât sunt din Vrancea? Nu, lotul nu este definitivat, având în vedere că am început pregătirea foarte târziu, să o luăm cu începutul. Deci, secția de fotbal a început pregătirea foarte târziu și asta nu pot eu justifica sau nu pot acuza, dar cert este că lucrurile s-au derulat destul de greu. Așa cum discutam și cu membrii comitetului director și zilele trecute și în momentul în care am preluat conducerea clubului, mi-aș fi dorit să găsim un nucleu de jucători localnici. Acest lucru, din păcate, nu a fost posibil. Am găsit un număr de jucători, majoritatea localnici, dar printre care foarte mulți juniori, foarte mulți copii. Aș vrea să spun din capul locului că nu am venit să favorizăm pe nimeni,
și nu am venit să defavorizăm pe cineva. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. La fotbal selecția este permanentă. Cei mai buni rămân. Cei care pot ajuta rămân. Indiferent că sunt localnici, indiferent că sunt din alte orașe. Am avut niște discuții cu o serie dintre jucătorii pe care avem acum și le-am explicat că aici trebuie să formăm un grup. Deocamdată suntem eterogeni pentru că, așa cum mă repet, nu am găsit un nucleu de jucători care să formeze grupul. Și am fost obligați să căutăm, să căutăm tot timpul soluții și în continuare mai căutăm soluții, nu trebuie să o ascund. Vis-a-vis de câți jucători locali sunt, vom vedea după perioada de transfer câți vor fi. Cert este că trebuie să avem grijă de niște copii talentați pe care am găsit aici, de niște juniori. Și cine merită, vă spun, rămâne și face parte din lot. E foarte simplu. La alcătuirea lotului este problema domnilor din stafful tehnic. Eu niciodată nu m-am amestecat pe stafful tehnic, acolo unde am lucrat, pentru că în funcție de necesitățile echipei, dânsii solicită jucători pe un anumit post. Noi suntem obligați să găsim soluții, să aducem, să-i vedem, să-i urmărim. Eu cum am procedat până acum, trebuie să vă spun că pentru mine transferurile începeau cu 6 luni înainte. La acest moment am făcut transferurile după o zi pe altă, pentru că n-am avut soluții. Și în continuare sunt căutări, sunt câțiva jucători care au venit și au acceptat să vină să-i vedem, pentru că vreau să vă spun că marea majoritate a jucătorilor români nu vor să vină la Liga 3. Nu vor. Am întâlnit chiar și situații în care preparatori fizici au spus, domnule, nu vin. Ca și cum ar fi lucrat numai la Champions League până acum, da. Asta e. Sunt sigur că vom găsi soluții și că vom forma o echipă bună, pentru că nu am venit să pierdem timpul, dar cu răbdare și cu tact, eu cred că putem face o figură frumoasă. Din punctul meu de vedere, județul Vrancea merită o echipă în Liga 2. Orașul Focșani de asemenea, o echipă în Liga 2. E păcat, pentru că sunt condiții bune și ar trebui să le valorificăm. Spuneți-mi și care sunt obiectivele pentru acest sezon competițional? Pentru acest sezon avem ca obiectiv formarea unei echipe competitive, calificarea în play-off, primul obiectiv, după care locul 1-2. Ne dorim cu toții, odată clasat pe locul 1-2, să abordăm promovarea în Liga 2. E un obiectiv realizabil? Eu sunt încrezător și spun că da. Eu sunt încrezător și spun că da, pentru că trebuie să formăm lucrurile din mers, să le luăm din mers. Asta a fost situația. Dacă am fi găsit un nucleu stabil, era și mai bine, dar le vom face din mers și cu sprijinul tuturor, cred că le vom realiza. Referitor la jucători, sunt foarte mulți jucători aduși în această vară la echipă. Cine i-a căutat, cine i-a găsit, cine a stabilit să-i aducă pe X, pe Y la echipă? Sunt foarte mulți și nu sunt foarte mulți. Din experiență vă spun că în anul 2007, când am început o campanie de promovare cu CSM Ploiești, care ulterior a devenit Astra, au trecut prin curtea clubului aproape 200 de jucători în acea vară. Deci am plecat la drum. Ne amintesc ca și acum, era prima etapă de Cupa României și antrenorul avea 7 jucători legitimați. În acea zi am mai legitimat 6. Dar am făcut o selecție riguroasă și am promovat în primul an în B, în al doilea an în Liga 1, în A. Deci, jucătorii căutăm împreună. Nu avem
ceva preferențial. Am acceptat toate propunerile, cine a dorit să vină să-l vedem, am acceptat să-l vedem. Prin relațiile pe care s-au dezvoltat de-a lungul timpului, au fost foarte multe recomandări și sunt în continuare, numai că trebuie să ne oprim la acei jucători care considerăm că ne ajută. Selecția o face staful tehnic. Deci obligația mea și a domnului Ionuț Botezatu este să prezentăm ce soluții avem, ce cunoaștem. Așa cum v-am spus, eu pregătesc transferurile cu 6 luni înainte. Aici nu am știut că voi veni la Focșani să pregătesc ceva pentru Liga a 3-a. Dar am reușit totuși să deturnez câțiva jucători care erau pentru alte eșalone. Știți de ce vă întrebăm și cred că nu mai știu cum este acest lucru? Pentru că cel puțin în ultimii ani au avut niște experiențe neplăcute cu, de exemplu, cu domnul Chița, care a venit cu anumiți jucători și n-am rezolvat nimic, cu acel antrenor Moștean de la început anului, care azi era, mine nu era, nu-l vedeam. Și acum dumneavoastră, împreună cu stafful, veniți cu alți noi jucători lui și vreți să faceți performanță, ca așa ne spuneți, și noi vrem performanță automat. Și dacă cumva peste câteva etape nu va fi cum trebuie, cine își asumă răspunderea? Răspunderea este a tuturor. Nu este numai răspunderea unei singure persoane. Eu așa consider. Că eu sunt președintele executiv, sigur că mi-asum mai mult. Mi-ar fi plăcut să găsesc jucători localnici. Mi-ar fi plăcut să găsesc și oameni care să vină să recomande anumiți jucători. Din păcate, am fost avertizat de anumiți prieteni pe care am aici în oraș că Vrancea nu este Prahova. Și așa este. E alt nivel. Adică e altă zonă, altă arie de selecție. La asta mă refer. Faptul că am adus, eu cred că am făcut alegeri bune. Și vă veți convinge și dumneavoastră. Nu înseamnă că tot ce am adus va și rămâne. Pentru că în momentul în care nu dau randament, nu am partipriuri cu nimeni, nimeni nu are partipriuri, nici staful tehnic. Ne despărțim și atât tot, fiecare își vede drumul lui. Deci rămâne cine vrea să facă performanță și cine corespunde. Iar bine să vă arăt de România calității. Orice performanță se susține și financiar. Cum stați la partea financiară din acest punct de vedere? Într-adevăr, dacă spunem că se poate face performanță fără bani, înseamnă că ne mințim. Am asigurări din partea domnului primar și a domnului președinte al Consiliului Director, respectiv domnul Cristi Misăilă și domnul Liviu Macovei, că nu vom suferi la aspectul financiar. Într-adevăr, este unul din puținele cluburi unde nu s-au acumulat datorii, pe secția fotbal mă refer, pentru că știm cu toții ce se întâmplă în fenomenul fotbal, ce litigii se declanșează, ce probleme, ce datorii se generează. La acest moment suntem ok. Și eu cred că lucrurile vor sta bine. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, că vom avea bugete astronomice, cred eu că un buget rezonabil pentru Liga a 3-a, cu un buget rezonabil ne putem rezolva problemele. Vio, reprezentant sportul de Vrancea, încă o dată bine ați venit la Focșani, este o ocazie oficială. Până acum n-am avut o ocazie cu dumneavoastră prin interviul care l-am realizat. Felicitări la conferința de presă de astăzi și mai bine mai târziu decât deloc. Numai că ea vine pe ultima 100 de metri, chiar în pragul partidei de mâine. Am mai multe întrebări culese de la cititorii ziarului Sportul de Vrancea, dar și suporterii echipei de fotbal. Așa cum spunea școlul meu de la Vrancea 24, de câțiva ani trecem prin momente mai grele, mai frământări mai puternice și tot sperăm că va fi bine. De data aceasta sperăm împreună cu dumneavoastră și cu această ocazie invit și pe colegii dumneavoastră care ați invitat astăzi aici să vorbească și dânsii și să ne răspundeți la câteva întrebări din numele suporturilor echipei de fotbal CSM Focșani 2007. De când ați venit la Focșani, ați avut o discuție profesională cu toți antrenorii din copiii junior de la club și de la RFS Focșani, mă refer la lucrurile copiii junior de republicani. Da. În acest sens, știți care sunt cele mai importante performanțe ale fotbalului la copiii junior din Focșani, în Franța, din ultima perioadă? Da, am avut o întâlnire. Prima întâlnire s-a derulat în lungă cu 2 săptămâni. Am vrut să cunosc și eu antrenorii.
am vrut să le explic că am venit să îmbunătățim lucrurile și să profităm și de experiența mea și de experiența domnului Octavian Grigore, care a fost directorul tehnic al Academiei Petrolul, reclasat în primele 20 din țară. Și cred eu că lucrurile se vor mișca, dar trebuie timp. Domnii antrenori mi-au povestit despre dificultățile pe care le întâmpină, dar și despre faptul că participă la turnee. Am găsit o serie de jucători juniori formați aici, de care v-am spus că trebuie să avem grijă, pentru că sunt încă crus, dar sunt jucători cu perspectivă, cu potențial de creștere. Din punctul ăsta de vedere, l-aș lăsa pe domnul Octavian Grigore să vorbească despre potențialul jucătorilor, pentru că dânsul și antrenează. Da, Cocerul a avut norocul și, să spunem așa, onoarea de a participa în Liga Elitelor în 2018, în Londra 17, unul dintre cele mai bune academii din România. Hagi, Steaua, Dinamo, Petrolul, Concordia, Chiajna, Rapid, etc. Da. A fost singura echipă a liceului program sportiv din toate echipele calificate în Liga Elitelor. Din acea promoție 2002 sunt câțiva jucători care au ajuns și la echipa de senior. Mai este grupa 2006, din care liderul grupei, Fătu Rareș, a ajuns la Parma prin via Academia Hagi. Restul jucătorilor au rămas în juniori actori. Deci cam asta ar fi rezultatele de echipă care au dat acești juniori către echipa mare. Da, contactul meu cu LPS-ul a avut loc chiar astăzi, înainte de această conferință, când am cunoscut și eu cei doi antrenori. Și am discutat posibilitatea, trebuie să discut și cu domnul director, posibilitatea unui protocol, pentru că știu ce jucători au venit dinspre LPS, știu că și dâns și își doresc să facem o colaborare, să creăm ceva puternic, pentru că eu consider că toate cluburile și chiar și cluburile private pot ajuta CSM-ul. Pentru că aici este finalitatea fotbalului pentru jucători. Deci pentru el, practic, de aici începe profesionalismul. Să semneze un contract, să treacă la un alt statut, să meargă către performanță. Trebuie să-i creștem cu grijă și trebuie să le asigurăm cadrul necesar pentru... Vârful piramidei fotbalului francez în acest moment este ce se întâmplă și în 2007. Exact. Orice copil care se întâmplă în fotbal, visează în timpul să ajungă la funcționare. Cu acela pe rol să vă Intențiile mele sunt să cunosc toți președintii de club din județ, care au echipe Liga a 4-a, Liga a 5-a, pentru că sunt convins că există copii nedescoperiți sau neîndrumați către performanță și acei copii se pierd și e păcat. Sunt sigur de acest lucru. Noi vom merge atât cât ne permite timpul să urmărim și meciuri din eșaloane inferioare și meciuri de junior, pentru că sunt sigur că sunt surprize. Eu sunt sigur de chestia asta. Trebuie să vorbesc cu AGF-ul să nu programeze meciurile din cele programa o dată cu meciul pe Liga 3. Și nu cred că s-a zis așa. Florin Danșu de la TV Atlas, meciurile CSM-ului Focșan se vor discuta vinerea pe teren propriu? Da. Da. Dar de ce gestiuneți s-a luat această decizie? Sau ce l-a luat-o? Am luat-o, am luat-o împreună cu stafful, împreună cu Ionuț. Ne-am consultat și cu domnul director general. Am considerat că este mai bine din ce puncte de vedere. Ne dorim să atragem cât mai mulți spectatori. Jucând sâmbătă la o oră 18, de exemplu, probabil că foarte multe persoane își fac un program de weekend, își fac un program de, știu eu, de plimbare, de muncă, să profite de ziua asta de sâmbătă, să meargă, să-și facă treburile la grădină, la nu știu. Și am zis, domne, cred că e mai bine să jucăm vinerea. Oare scade iarna, nu mai e la 18. Nu? Cine iubește fotbalul mai fuge și vine și la ora 14. Da, am zis că așa am gândit-o prima dată. După aceea e vorba de un ciclu săptămânal pe care trebuie să-l respectăm. Și mai sunt și alte considerente, dar nu voi le pot spune. Pentru staful tehnic, ați avut cu tot meciul de Cupa României 5 partide până acum de pregătirea campionatului, dintre care 2 au fost victorii cu ajutorul și Crâncenii, un egal cu Dinamo și 2 înfrângeri cu Bacău și Liviu. Sunteți mulțumiți în acest moment de rezultatele partidelor de pregătire? Aceste partide de pregătire
trebuie să le luăm pe fiecare în parte și să vedem cum s-au desfășurat. Prima partidă, cea cu Râmnicu Sărat, venea la două zile de când am fost prezentați în fața unui lot de jucători. Nici nu-i cunoșteam pe nume. Celelalte au venit în urma unei perioade de pregătire pe care am reușit să o facem la Vatra Dornei și unde am reușit să ne cunoaștem mai bine și să încercăm să lucrăm mai mult din punct de vedere atât tactic cât și partea de pregătire fizică. Suntem într-o perioadă de căutări, nu vă ascund. Suntem în perioada de valori. De ce vă spun aceste valori? Pentru că au venit jucători la probă, au apărut accidentări, au apărut probleme legate de concurență și ca să răspund și întrebării pe care a spus-o dumneavoastră legate de ceea ce am găsit la Focșani, am găsit un grup de tineri, de copii, un grup de copii care anul trecut nu prea jucau sau nu jucau deloc. Am găsit un grup de copii care, da, sunt niște copii talentați, o parte dintre ei, dar care încă nu au, din punct de vedere fizic, posibilitatea unei dispute cu adversari și vreau să vă spun că adversari seniori, ca să revin, am toate jocurile pe care le-am desfășurat până acum. Echipa CSM Focșani are cea mai mică talie și am fost dezavantajați din acest punct de vedere în ceea ce înseamnă duel. Am discutat despre necesitatea aducerii unor jucători care să ne asigure și din punctul ăsta de vedere al taliei și din punct de vedere al experienței, cât mai mult din punct de vedere al calității, să ne putem asigura concurență pe posturi. Ceea ce vreau să transmit în această discuție pe care o am cu dumneavoastră, cu presa, că tot ce înseamnă suporteri, presă, oameni care sunt atașați de fenomenul fotbal, să știți că peste noapte nu se face nimic. Bun. Trebuie muncă. Muncă zilnică, muncă de organizare, muncă de educație, muncă de a forma o echipă. Suntem în pragul de a începe formarea unei echipe. Încă nu putem spune că mâine avem o echipă cu care vom merge până la final sau vă pot spune un 11 clar și definit. Când vom avea acel 11 definit și pe care îl va ști toată lumea din Focșani, consider că atunci vom avea o echipă care să poată pune probleme clare la promovare. Acum suntem în procesul de formare a unui lot, în primul rând, după care a unei echipe. Cum vedeți seria din care face parte CSM Focșani? Dacă cunoașteți așa mare echipele? Da, m-am interesat. Vedeți că nivelul de unde venim, în ultimii doi ani am fost președinte, vicepreședinte la Petrolul și director al Academiei. N-am avut contacte cu ceea ce înseamnă Liga 3, dar în ultima lună de când sunt aici, am studiat, am văzut anumite jocuri. Am văzut că echipele care anul trecut au fost pe primele două locuri, Râmnicu Sărat și Metalul Buzău sunt două echipe care și-au păstrat jucătorii, care au niște antrenori, care au continuitate, au posibilitatea de a avea omogenitate și de a avea un joc bine elaborat. La care se mai adaugă Ianca, unde e un antrenor foarte bun cu licență. Nu e o înțelie cu noi. Este Braniștea și iar o echipă bună. Deci să știți că vom întâlni echipe
ceea ce înseamnă echipe care au avut, știu eu, continuitate cu echipele care sunt venite din Liga Inferioară, din Liga 4-a în Liga 3-a, tuturor trebuie să le dăm o atenție deosebită pentru că jocurile se joacă pe 3 puncte. În completare, aș dori să vă aduc la cunoștință că începând cu ziua de astăzi, prin mutarea echipei CS sau cum se numește Curița, locul acesteia, viitorul, așa, locul acesteia a fost luat de către CSM Brăila. Curița a dat-o de Bacău, am putut să spun de Aerostar. Da. Deci începând de astăzi vom avea și Brăila în serie și nu știm ce poate oferi. Cu Brăila am mai jucat, atunci. Cu Curița era prin prima. Da. Am jucat, am jucat, mă rog. Da, sunt niște decizii luate pe vreme, vorba lui Vâncean și suporterii întreabă că a rămas și, precum și am surprins, pentru că și noi și antrenorii, presa, antrenorii de la juniori și presa nu mai au acces la stadion. Nu a fost. Nu, este o exagerare. A fost un singur antrenament când am solicitat să nu intre nimeni în bază pentru că lucrau niște probleme tehnico-tactice, faze fixe. Poate și dar, după aceea, da, nu cred că vă deranjează că la un antrenament vor și domni antrenori să aibă niște probleme pe care trebuie să și le cunoască ei și echipa. A fost o singură zi când am solicitat, noi, vă rog frumos, să nu intre nimeni la ora antrenamentului, pentru că eu nu mă deranjează că se face sport sau... Trebuie să avem și noi grijă puțin de intimitatea echipei. Cam asta a fost. E normal și deciziile astea. Într-un antrenament. Folosul echipei trebuie respectat. Și atunci și colegul de la ziua, vreau cea de exclam, pe care mă bucur că este la mine. Și sloganul de Francia spune sunt mândru că sunt Brâncean, de atragem noi un pic cu Brâncean. N-aș dori să se exagereze pe niște chestii de-astea. Când solicit în mod special un antrenament să fie al echipei. Să, știți de ce? Vreau să elimin orice suspiciune. Pentru că în fotbal informația circulă. Informația circulă repede, eu știu că sunt niște suspiciuni vis-a-vis de anumite persoane, nu vreau să dau naștere discuțiilor și e cel mai bine. Doamne, n-a fost nimeni acolo, de unde să știe? Foarte simplă problemă. A plecat de la echipă un jucător reprezentativ pentru noi care a jucat în ultimii ani constant și care a avut rezultate bune cu Focșeanu. Și pentru asta suporterii sunt un pic... Bine, am încercat bune cu jucătorul, a evitat să le dea un răspuns. După amicalul de la București cu Dinamo, Ionuț Manu, care nu a intrat deloc în acel meci, a luat decizia hotărârea personală să plece de la echipă la jude. Care este motivul pentru care Manu și alt jucător Plăcen au fost ținut pe bancă și au mers la București doar să se plimbe? Nu să se plimbe. Vis-a-vis de Ionuț Manu, vă spun că el a venit și a solicitat curgea să plece. Dar nu neapărat în urma acelui meci. Probabil că el a simțit, jucând după aceste reguli cu 3 underi, e foarte greu să faci echipa. Din punct de vedere al celorlalte aspecte, cred că Tavi Grigore este cel mai în măsură să vă spună de ce a jucat sau de ce n-a jucat. Sau de ce a fost în lot sau n-a fost în lot. Pentru că bornele sunt la ei, reperele sunt la staful tehnic. Și cred că ar putea să vă lămurească. Nu, vreau să vă răspund eu, pentru că sunt niște chestii legate de formarea echipei, sunt niște chestii care mi aparțin în totalitate. Când se formează o echipă, se formează în funcție de jucătorii pe care îi ai, intuiești anumite poziții pe care să le păstrești pentru copii, pentru că o echipă, în momentul acesta de Liga 3, începe cu juniorii. Și juniorii concurează cu juniorii, nu concurează cu seniorii. Pozițiile pe care seniorii trebuie să concureze între ei rămân celelalte 7 poziții care sunt disponibile pentru seniori, sau 8 poziții, că sunt 3 în teren și cu 8-11. Bun, cred că nu am ce să îmi reproșez din punctul de vedere al minutelor pe care le-am dat până acum tuturor. Le-am dat posibilitatea tuturor să joace, le-am dat posibilitatea să aibă minute de intrare în teren, iar în ultimele 2 jocuri, orice antrenor care își dorește să formeze o echipă, dă mai multe minute de joc
unei eventuale formule de echipă. V-am spus de la început că încă nu e definitivată și se caută o formulă de echipă care să fie cât mai aproape de ceea ce își dorește antrenorul. Dacă cineva este lezat pentru faptul că nu a jucat, probabil și a luat decizia asta. La mine a venit Manu și mi-a spus în felul următor: domnule profesor, am stat de vorbă cu soția și eu nu mai pot veni la toate antrenamentele, eu sunt și profesor de sport. Probabil că a fost și supărat, nu spun că nu, și asta era un lucru bine pentru oricine, orice jucător care nu joacă să fie supărat, să fie supărat pe el. Să fie supărat că nu reușește să se impună în fața celorlalți concurenți și că de fapt selecția se face prin ceea ce arată atât la antrenamente cât și la jocurile de pregătire sau jocurile oficiale. Și acum v-a spus și președintele clubului, vreau să întăresc această idee. Ca să facem o echipă, nu trebuie să ne uităm pe buletin, nu trebuie să vedem de unde vin jucătorii, ci să ne uităm la calitatea lor. În momentul în care se face o echipă, se face în funcție de randament și nu în funcție de locul de naștere sau de apartenență. În completare, vis-a-vis de situația aceasta, aș vrea să vă spun că în momentul în care am preluat secția de fotbal, am hotărât împreună să acordăm posibilitatea ca toți jucătorii să aibă același nivel de pregătire. Tocmai de aceea am plecat cu tot ceea ce am găsit și am considerat că pot face față la nivelul Ligii a 3-a, am plecat în pregătire astfel încât toți să aibă un nivel de pregătire în așa fel încât la meciurile, următoarele meciuri de verificare sau amicale, cum le mai spunem, jucătorul să nu poată reclama că, domne, știți ceva, eu n-am făcut cantonamentul, pe mine nu m-ați luat și n-am ce să arăt. Nu, i-am luat pe toți, tocmai din acest considerent, să nu fim părtinitori și să nu greșim. I-a adus pe toți la același nivel de pregătire, cei care au fost apți, că din păcate am avut și situații de accidentări, cum a fost Zaharia sau cum a fost Pasăre cu o problemă personală și n-a putut prinde perioada de cantonament. Și atunci cred eu că nu am fost părtinitor cu nimeni, s-au acordat șanse egale tuturor și asta ne dorim și nu vom fi părtinitori pentru că nu e normal. Și vă mai spun și altceva. Dacă o luăm cu sentimentalismele, nu vom face nimic. Trebuie să privim lucrurile strict profesional. Ce ne dorim, ce avem, ce putem. Cam așa stau. Să l-am zis un pic și pe domnul Semin, că n-am văzut deloc și să termină competiția de și eu o să vă fac rău că v-am spus nimic. Luați și pe el la secundar, dar foarte important că vă țineți rolul și preparatorul fizic și apropo ce spunea colegul Tarnian Grigore, vis-a-vis de talia jucătorilor pe care i-am găsit la Focșean și pregătirea lor, structura lor fizică. Totuși au venit odată cu Costel Lazar, niște jucători ca frații Levi sau Pahonțu, care sunt cu talie mică, totuși. Unul dintre ei. Unul dintre ei sau altul. Da, vă spun. Domnul Rigoare trebuie să ajutați într-adevăr. Da, trebuie să mai trag vise, mai întind. Nu, pentru că nu se să încerc, domnul Rigoare, să spuneți așa. Da, da, da. Din punct de vedere fizic, după cantonament, în momentul mâine este meci oficial. Din punct de vedere fizic, stăm ok, cu excepția lui Zaharia, care a pierdut și perioada de pregătire și acum iarăși a simțit o durere și nu cred că ne vom baza pe el. În general, lotul s-a comportat foarte ok, jucătorii au răspuns la cerințele noastre, pregătirea a fost ok, deci din punct de vedere fizic nu putem să ne plângem. Acum mai este, revenind la ce întrebările care le-a spus colegilor mei, trebuie să fim realiști și să spunem lucrurilor pe nume, este și chestia de strategia noastră ca antrenor, cum o facem, cum o gândim, jucătorii pe care ne alegem, noi ne asumăm și răspundem de ei, bineînțeles, și de valoare. Trebuie să fim realiști. Acum că un jucător din Bialomița, din Focșean, din București, nu contează de unde, noi trebuie să luăm cea mai bună decizie când formăm primul 11, indiferent de unde este jucătorul. Deci asta e. Și probabil că acolo Tavi va hotărâ și cu ajutorul meu, vom hotărâ
ce considerăm noi că este mai bine pentru echipă în momentul respectiv. Încă suntem în căutări, cum v-au spus și colegii mei, încă suntem în căutări. Avem nevoie de jucători. Nu este simplu, să știți, pentru că am găsit aici, cum v-a spus și domnul Lazar, un nucleu care nu prea era nucleu și a trebuit să luăm totul de la zero. Da, pentru că toți cei care au fost până acum au făcut, de exemplu, domnul Chisa a luat la așa 70 de lei. În general, toți antrenorii care au ideea lor de joc, concepția lor, jucătorii lor, exact, preferințele lor. Acum, fiecare și asumă. Fiecare și asumă. De-aia suntem dați afară sau suntem menținuți în continuare. De acord. Mulțumim frumos. Domnul Lazar, v-ați stabilit și un obiectiv pentru juniorii clubului, deci tu să... Ca să aibă și echipa o bază, la urmă, dumneavoastră poate stați un an, doi, trei sau, nu știu, să fie o bază, sau poate jumătate de an, nu știu, dar să fie o bază, totuși, să se facă și acest club o bază de jucători. Primul lucru pe care l-am întrebat a fost acela cum stăm cu juniorii. Deci primul lucru pe care l-am întrebat. Pentru mine, bogăția unui club sunt copiii, nu banii care sunt în cont, pentru că banii aia se cheltuie. Bogăția unui club sunt copiii care trebuie să vină să urce. Nu pot veni să trasez anumite performanțe, că îmi doresc eu, Costel Lanzer, să obțină grupa nu știu care performanțe, până nu văd acei copii. Eu îmi doresc să trasez altă performanță a antrenorului, să lucreze cu grupa și cu jucătorii, astfel încât să avem cât mai mulți jucători care să pătrundă la prima echipă. Asta este strategia mea. Tocmai de aceea am stat de vorbă și cu antrenorii și am spus, eu nu pun presiune pe voi pentru rezultate. Că nu rezultatul mă interesează, că ați jucat cu nu știu ce echipa școlii. Mă interesează să văd cum lucrați, ce se lucrează, la fel pe programul pe care l-am avut împreună cu Tavi la Petrolul, când din Academie au început să răsară și să iasă jucători unul după altul către loturile naționale. Eu cred că cu anumită atenție și cu dorință de a lucra și din partea antrenorilor, și știu ce spun când spun, cu dorință de a lucra și din partea antrenorilor. Antrenorul de la juniorii Focșani. Exact, da. Sigur că mi-aș fi dorit să găsim cât mai mulți copii, să formăm o grupă de elită, da? Deocamdată asta avem o ștea lucrăm. După 2002 vom mai vorba de și foarte mulți ani că Focșani vom fi în Liga Eliterului. Vrând nefrând, asta este realitate, e doar statistic, cu ceea ce spun domnul președinte, faptul că în ultimele două partide amicale, domnul Grigore a jucat la Focșani pentru prima treptă în istoria fotbalului vâncean, că primul 11 al Focșanului nu a avut un jucător local. Este o statistică, nu vreau să fie interpretată altfel. Tocmai de aceea, una din întrebările noastre înseamnă că un colegului, care ar fi ideile, proiectele dumneavoastră care în practică pentru dezvoltarea fotbalului funcționar, răcea, acest fel de copii juniori și ce motivație credeți că vor mai avea acești copii juniori când văd că totuși la echipare senior nu ajunge niciun... Păi, ce motivație să mai aibă dumneavoastră? Cred că trebuie să aibă motivație. Păi care, dacă nu va fi niciun jucător nici al păi, v-am mai spus și domnul Tavian Grigore, nu facem echipa după buletin, facem echipa după corect, ceea ce arată fiecare. Înseamnă că motivație. Ce copii în acest moment este... Eu v-am spus că la Centrul de Copii și Juniori doresc să facem niște schimbări și cu experiența pe care o are ca director de Academie să ne punem amprenta și asupra modului de lucru al juniorilor. Ar fi minunat, dar acest proces este de... Este de lungă durată, dar aici depinde și de perseverența antrenorilor, de dorința lor, v-am spus. Mi-aș fi dorit și să... Și de proiectul, strategia... E clar, este foarte clar că vom acorda atenție Centrului de Copii și Juniori. Pentru că, vă spun, este păcat de bază, se poate lucra și dacă se va realiza și acel teren sintetic, ar fi ceva formidabil pentru Focșani, ar fi ceva formidabil. Da? De o poveste, de mult. Nu știu. Vreți să numiți, nu știu, să fie și un antrenor coordonator alături de al Centrului de Copii Juniori, de exemplu, să se ocupe tot domnul Grigore, mă scuze, asta nu știu. Nu, avem... Este un șef acest. Păi nu, mă gândeam că nu aducem, pentru că nu este cazul să aducem. Sau dacă va fi cazul, o vom face. Nici nu discutăm. Tocmai în această idee, în cantonatul de pregătire, a mers șeful Centrului de Copii și Juniori, care se ocupă și de Under 19. În ideea să vadă
cum se lucrează, ce lucrează prima echipă, astfel încât să adapteze pentru juniorii Under 19, ca în momentul în care îi fac pasul către prima echipă sau în momentul în care sunt chemați la antrenament, să nu fie străini, să zică, domnule, păi eu nu știu, eu n-am văzut, n-am lucrat așa ceva. Nu, trebuie să se apropie ca metodologie de lucru cu ceea ce se lucrează la senior. Și ca intensitate, și ca idee de joc, adică trebuie să preluăm ceea ce este la prima echipă, să preluăm imediat la grupele de juniori mari. Da, eu vreau să completez, pentru că corect și fair play este, ca să spunem, lucrurilor așa cum sunt. Centrul, chiar dacă n-a produs până acum, știți că creșterea unui copil durează. Noi nu ne-am aplicat, cel puțin în perioada asta de o lună de zile, foarte mult asupra problemelor centrului de copii, pentru că cred că în momentul de față prioritară este formarea unui grup pentru prima echipă, dar cu siguranță ne vom apropia de centru și vom împărtăși din experiență. Nu vom conduce, cel puțin nu voi conduce centru, deci lucrurile sunt clare. Vom împărtăși din experiență, le vom transmite colegilor de la centru cât mai multe informații pe care noi le-am folosit și noi la rândul nostru preluate de la lectori internaționali sau din forurile superioare, în așa fel încât cunoștințele lor să fie îmbunătățite și știu eu, metodele de creștere a copiilor să fie mai diferite față de ceea ce a fost până acum. Asta este sprijinul nostru. Cu siguranță ne vom duce și noi și vom urmări anumite meciuri în limita timpului disponibil, pentru că nu vom avea și antrenamente duble, suntem suficient de încărcați din punct de vedere al programului, însă vom merge și vom urmări cum se desfășoară anumite antrenamente, nu cu scopul de a critica pe cineva, ci dimpotrivă cu scopul de a ajuta în situația în care își doresc acest lucru. Cum vedeți meciul de mâine cu CSM Râmnicu Sărat? Știți cum se spune, primul meci poate fi cel mai important sau mai puțin important, dar cum se pleacă la drum? E un început de drum, nu neapărat este un meci care este pe 3 puncte, ca și celelalte meciuri. Nu unul se joacă pe un punct și altele pe 3 puncte. Suntem dezavantajați în momentul acesta pentru că eu consider acum ca echipa care are prima șansă să fie cea de la Râmnicu Sărat. De ce acest lucru? Pentru că au omogenitate, pentru că au un loc foarte bun, pentru că am văzut anumite trasee de joc la ei, pentru că au dominat seria și noi suntem o echipă în formare. Dar vom face tot ceea ce este posibil ca să ne ridicăm la nivelul pretențiilor jocului și să încercăm să adunăm puncte. Nu punct, ci puncte. Cum o vom face? Vedem mâine în teren. Îmi doresc ca grupul de jucători pe care îl am la dispoziție să înțeleagă, nu în sine că punem presiune pe ei, pentru că a pune presiune pe jucători la un început de drum e destul de greu. Dar să înțeleagă că avem nevoie de puncte, avem nevoie de sprijinul tuturor. Este un drum lung, anevoios, dar sper să ieșim cu bine din această confruntare. Petrică Butuc, monitorul de Vrancea. Domnul președinte, noi am avut o discuție largă și care au fost exprimate cam aceleași idei din partea dumneavoastră. Înțeleg că sunteți o echipă aproape formată, doi ploieșteni care lucrează împreună la performanțele echipelor de acolo, Astra Petrol, domnul Adrian Sănin, care a fost are tare, dar a fost jucător foarte tare. Mulțumesc! Asta e, rea mea, mai știe fotbal. Și Gabi Lazar, care este un jucător vechi, care este totdeauna a fost un om de echipă și sunt convins că va face o echipă foarte bună dacă îl veți corta la maniera
colegială în această echipă. Acum a ajunat portar, nu-l dau de urmă, era o adunare. Să arăte că ce știe. Înțeleg că este o echipă care a venit să facă o echipă. Să facă o echipă nu cu obiectivul promovării, așa cum l-a dat, imediat cum l-a dat Gabi Lază, ci o echipă care să se bată acolo sus și după aceea să se bată la promovare. Pentru că dacă, acum să zicem, se forțează promovarea, se poate promova. Că așa e, am scris un grup, o serie în care sunt 6 echipe de comune, în care, dar, care ne-am bătut și pe zișul în care ne-au trecut, se poate în orice. Însă, în mod rezonabil vorbind, două capitale de județ trebuie să aibă echipe de acolo sus. Și cred că vor avea. Râmnicu are echipă așezată, Buzău are echipă așezată, în an de zile și Blaniștea are echipă așezată, care Galațiu, acolo vrnează jucătorii susține. Care, pe care nu-i folosesc și satelitul oțelului. Da. Dincolo, antrenorul de la Ianca este un antrenor foarte, foarte bun și și-a adus, aerostar, nu știu dacă e acum. Nu este un... Acum, Brăila. Brăila e o surpriză totală, nu știu ce poate ajunge. Dacă au auzit jucători, ca minte, erau săracii mai de viață. Dar erau săracii care au făcut un meci amical cu noi, le-am dat 7-1 și în campionat ne-au dat 4-1 aici, la 2 săptămâni diferență. Sau 4-2, la 2 săptămâni diferență. Adică pot să fac orice. În consecință, sau cred că veți lucra să faceți o echipă competitivă pentru bătaie mai lungă. Și în condițiile astea, cred că ar fi utilă, nu știu, sunt băieți mai experimentați decât mine în fotbal pe aici, ca aducerea unor jucători de la 19, under 18, under 19, sau under 17-19, din ei aveți o grămadă de jucători în lot, în lotul echipei mari. Toți cei mai promițători, cred că ar trebui aduci și să facă și antrenamente cu echipa mare. Sigur, și după aceea s-o duce și la junior. Sigur, echipele de junior ale CSM 2007 nu au avut mari performanță, dar au fost acolo, nu s-au făcut de râs. Eu nu știu cum s-au construit echipele astea, cu selecție, în tot județul, au venit la echipa mare, apropo de protocol. Există protocoale. Nu protocoale și la Focșani. Există un protocol, cred că dacă le amintim, cred că e în funcție și acum. LPS și alte echipe, ProSport și așa mai departe. În ciuda acelui protocol care nu s-a întâlnit, nu și-a făcut menirea, au venit la echipa de seniori a Focșanului jucători de la ProSport, de la Inițio, jucători buni, jucători pe care echipa s-a bazat. Și cred că o să vă bazați dumneavoastră în scurt timp, dacă nu cumva... Oricum, i-ați văzut la joc, i-ați avut în joc. Nu știu dacă știți de unde provin fiecare, dar jucători au crescut și de la CSM 2007. Dar nu prea au avut de unde să vină, pentru că cei mai buni s-au luat la LPS. Da. LPS-ul a avut politica lui și bine face că și construiește jucători, unii au plecat în alte părți din țară. Deci, cred că dacă și antrenorul de la junior sunt meseria și nu sunt începători. Sunt foști fotbaliști care au avut performanță, adică ei ar putea să facă lucrurile dacă îi faceți o echipă și cu ei. Nu spun să-i aduceți la antrenamentele echipei mari când este o chestie de nișă, spunem de lucru așa, special. Dar, nu știu. Dumneavoastră sunteți mai bine. Noi trebuie să facem. Eu îmi dau cu părerea. Și ce mă privești niciodată, nu voi judeca antrenor. Deci, domnul Petre, mă duc că am să concluzioneze în felul următor. Deci, am antrenat astăzi și ar trebui să plece. Apropo de ce a spus colegul Petre Căbutuc, apropo de ce a spus colegul Stacu, dacă proiectul dumneavoastră, noi nu ne dorim. Deci este ultimul lucru care ne dorim. Vreau să ne duceți acolo unde ne dorim de atâți ani. În Liga a doua, unde a fost Focșanul și unde ce echipe veneau la Focșan, știau că la Focșanul câștigă. Dar dacă să va fi să nu se poată continua, Focșanul, noi, Brancea, cu ce rămânem?
să aveți grijă să nu rămânem, chiar cu ce ați găsit dumneavoastră acum, să nu rămânem chiar cu nimic. Nu, eu chiar am avut o discuție și aș vrea să gândim cu toții niște contracte pe termen mai lung pentru jucători, astfel încât ei să fie legați de club. E o idee bună. Pentru că din experiență, vă spun, sunt mulți jucători pe la alte cluburi, să gândesc la plecare, da? Nu mai te gândi la plecare, gândește să rămâi aici și să suferi, da? Dacă nu-ți faci un pic. Am fost la niște tratative cu un club și au retrogradat și am întrebat unde sunt jucători. Și au plecat liberi de contract. E bună treabă. Și liberi și au și retrogradat. Frumos. Nu, trebuie să legăm jucătorii de club. E politica cluburilor de contact, de arbitrare sportivă, care la cluburile bugetare care presupune asigurarea bugetului, n-ai bugetul, nu faci contract și mai departe. Există o soluție. Echipă de aici a clubului, la care cel care se ocupă de echipă își asumă niște lucruri, inclusiv plata pentru un astfel. Spre exemplu, nu spun care. Și atunci, asta e problema mare. Bugetul nu poate fi făcut multianual. Și nici bugetul nu poate fi făcut nici pe un an sportiv. E un an care are de la ianuarie la decembrie. Da, cunosc. Nu știu, adică spun că asta trebuie să găsim soluții. Noi vă urăm baftă pentru meciul de mâine. Vă mulțumim. Ne vedem mâine la conferința de presă de după meci, după victoria de mâine. Doamne ajută. Vă mulțumim. Hai, Focșani! Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, ascultă Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătăsânt.